La not auzi doar fluierul de start, nu există și fluier de final. Și dorința de a ajunge undeva unde n-a ajuns nimeni m-a motivat mult mai mult. Mai îmi și place ceea ce fac, cu atât mai bine. Dar acea palmă chiar m-a trezit și atunci am ieșit campionă europeană de junior. Nu se întâmplă nimic bătând din palme sau de pe o zi pe alta. Știu că de mică îmi doream foarte mult să le depășesc pe cele mai mari. Deci nu se întâmplă nimic peste noapte și fără muncă și fără sacrificiu nu se întâmplă. Deci n-ai cum, e imposibil. Știi că în spatele tău e ceva durere și când ajungi acolo este zâmbet, fericire. Ceea ce nu mă omoară mă face mai puternică sau ceea ce nu mă doboară mă face mai puternică. Trebuie să găsim în așa fel să mă fac bine, să trec peste. Mai am o grămadă de viață înainte. Ai urci cobori, că sau tot timpul ai fost... Nu, întotdeauna am fost sus. Nu am crezut că voi fi doborâtă de așa ceva. Eu am privit-o ca o boală banală, nu ca pe o boală mortală sau ca o boală care te pune la pat sau... Păi familia e altul de tine, în primul rând. Păi te poți baza... Nu mă dau bătută, niciodată. Deci nu am cum. Și dacă sunt picată, tot trebuie să mă ridic. Poți să suferi ca un câine, cum se spune, numai, dar... Da. Dar pe afară ești ca o floare. Viața trebuie trăită așa cum e. Dumnezeu îți dă exact cât poți să duci. Eu zic că psihicul face, nu-i noroc. N-ai cum să spui că ai noroc, că te faci bine din noroc. Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal vă spune Bogdan Enache. Vă invit să rămâneți alături de noi, de mine, de invitata mea. Urmează o ediție specială. Invitata mea este... campioana noastră, Tamara Costache. Bine ai revenit, Tamara! Bine v-am regăsit! Bine v-am regăsit pe toți! Da. O să pornim. Îți propun să fii deschisă. Așa sunt. Vii după o zi de antrenament grea, e adevărat. Da. Și o să pornesc de la trei afirmații de ale tale și pe care o să te rog să le dezvolți. De ce râzi? Ești curioasă care sale? Da. Uite, haide să luăm... Spune-mi, te rog, noi am difuzat într-o emisiune precedentă pe care am realizat-o și acea probă de la Madrid. Tu ai spus că toți arbitrii erau cu ochii mai ales pe tine, fiindcă se dusese o poveste, evident, neadevărată, că furi startul. Adică că fugi, că plec, era că fugi, că fugi în bazin, că sari înaintea celorlalți. Da. Ce-ți amintești de la Madrid, dincolo de faptul că toate privirile erau ațintite? Care era atmosfera? Vorbim despre campionatul mondial, dragi prieteni, 1986, campionat pe care Tamara l-a câștigat, atunci a și ieșit, a devenit campioană mondială. Cu record mondial. Cu record mondial, da. Da, atmosfera nu se poate descrie în cuvinte, pentru că e ceva aparte. Aveai doar 16 ani. Doar 16 ani, abia îi făcusem cu o lună în urmă. La ce te-ai impresionat? Ce ți-au rămas? Care sunt imaginele care ți-au rămas în minte, cum se spune? Tribuna imensă. Deci erau două tribune pe ambele părți ale bazinului, imense. Deci nu, practic nu puteai să vezi ultimul rând cam cine stă acolo. Și atunci mereu acolo stătea. Deci doar știam că e acolo și auzeam vocea, că era o voce inconfundabilă. Și foarte, foarte multă lume. Ce înseamnă vocea inconfundabilă? Adică... O timbru vocal. Știam. Că tu nu l-auzeai când erai sub apă, când țipa? Sau... Nu, dar afară, când dădea ceva de făcut sau înainte de probă, ne încurajează, între noi ne încurajează, de fel, sportivi. Și fiind foarte multe glasuri, la un moment dat, el știam că e el. Cum și eu, de exemplu, am un fluier pe care sportivii mei îl știu și îl disting din toate fluierele posibile de pe bazin. Adică ai fluieratul tău. Da, cu tonalitatea mea. Delegația României, atunci era comunismul, Republica Socialistă România. Rezervă, da. Era o delegație, să spunem, nu neapărat, ai avut toate condițiile la dispoziție, dacă vrei, pe care le aveau și celelalte sportive. Sau fiind o țară mai mică, mai săracă, din blocul socialist, n-ai simțit diferența? Nu prea aveam noi acces și să ne întâlnim cu celelalte delegații. Dar condițiile chiar n-am avut nimic de reproșat. Fiindcă la Vega, la bazinul Vega, erau condițiile pe care le știm cu toții. Da. Și care le-am dus până în zilele, acum 2 ani să zic. Da? Deci nu putem să facem comparație, pentru că, de exemplu, am avut competiții în Franța și am stat acolo câteva zile și ne-am dus la un complex sportiv unde bazinul, unde am făcut antrenamente la etajul 8,
paralel cu el era un patinoar. Deci tu știi că la etajul 8 să locuiești și atât din România. Da, nu se poate să noți la etajul 8 și în bazinul olimpic. Adică mi se părea ceva așa, wow, ceva SF pentru anii 85-86. Ce ai primit după campionatul mondial, care au fost premiul țării? Te-a primit domnul tovarășul Nicolae Ceaușescu? Nu. Felicitări din partea clubului. Primului secretar, clubul? Nu. Clubul Petrolul Ploiești. Dar campionii mondial nu erau felicitați de tovarășul și tovarășa? Nu. Adică nu orice? Nu. Pur și simplu a venit reprezentantul clubului, directorul de atunci al clubului. Tovarășul director, da. Da, al clubului sportiv Petrolul. A venit mă la de la aeroport. Un buchet de flori, da. M-am dus acasă și vezi de treaba ta. Cam atât. Și a doua zi la antrenament. Cred că am avut o vacanță atunci, dar n-a durat prea mult și am început din nou antrenamentele, da. Se citeam că ai avut, apropo de copilărie, fiindcă, dar antrenorul tău, ce stil de antrenat avea? Adică, eu amintesc că am făcut o școală cu profil de not, cea pe care ai făcut-o și tu. Și mi-amintesc că se mai folosea papucul pe fundul copiilor, adică nu erau niște metode care astăzi ar fi, evident că ar fi de blamat, cu parenting-ul, cu relația profesor-elev. Ce fel de profesor a fost? Era dur, să zic. Dur, dar noi crescând de acasă cu respectul față de cineva care e mult mai în vârstă decât noi, știam de bunul simț foarte mult. Știu că mi-a dat o palmă la un moment dat, să mă trezească la un moment dat, na, se mai întâmplă în sport să fii furat de peisaj, să fii furat de emoții și de cele ce se întâmplă într-o competiție. Dar acea palmă chiar m-a trezit și atunci am ieșit campionă europeană de juniori. Aș dar bătaia până sau micile atingeri erau admise. Eu amintesc de la ore, adică nu eram pe campionate într-un sport de performanță. Da, deci nu pot să spun că era o bătaie. Da, era de fapt o trezire la realitate, să zic așa. A contat foarte mult că părinții tăi nu aveau posibilități financiare în dorința ta de a reuși? Nu aveau posibilități financiare peste medie, în sensul acesta? Păi atunci nu cred că nimeni nu avea putere financiară cum sunt acum în zilele... Diferențele acestea sociale? Da, nu. Dar lipsurile care le-am avut și cum știm că toți le-am avut în copilărie, în anii 70-80-90, și dorința de a ajunge undeva unde n-a ajuns nimeni, m-a motivat mult mai mult. Asta, ca să ajungi undeva unde n-a ajuns nimeni, era insuflat ideea de către profesor sau pur și simplu? Cine a fost modelul tău la not la vremea respectivă? N-am avut model. Și atunci? Nu. Tu vrei să ajungi undeva unde n-a fusese nimeni? Da, nimeni. Sau? Să îndeplinești ceea ce nu a făcut niciun român. Adică să fie un pionier în natația românească, să zic așa. N-ai avut un model, fiindcă nu aveam acces la reviste de specialitate sau și la televizor și la mijloace de informare sau pur și simplu? Nu pot să spun. De ce n-am avut, dar știu că de mică îmi doream foarte mult să le depășesc pe cele mai mari și să fiu peste de tot timpul și să fiu tot timpul prim. Asta de ce? Din familie? Apropo de frați? Sau de ce? De unde asta să fiu prima? Probabil că îmi plăcea competiția, așa cum îmi place. Îmi place să fiu provocată și dacă cineva îmi spune că nu pot să fac ceva, este chiar provocarea maximă. Și adică chiar îmi place să duc la bun sfârșit ceea ce încep să fac. Și dacă mai îmi și place ceea ce fac, cu atât mai bine. La un moment dat declarai că doar duminica împreună ieșeai la joacă împreună cu o prietenă care era tot sportivă de performanță, ieșeam afară la 7-8 dimineața, duminica. Sau sora mea, da. Și era intrigată de faptul că era pustiu, nu era niciun copil la școală și era singura noastră perioadă liberă și voiam și noi să ne jucăm afară. Unde ai copilărit? În nord, pe Camelii. Nu s-a schimbat foarte mult. Nu, mi se pare cea mai frumoasă stradă oricum din Ploiești. Nu că ai stat tu acolo, da? Nu, dar chiar și acum când mai merg prin zonă, chiar retrăiesc copilăria și mi-aduc aminte mai când văd de ea că e ceva oricum, ceva superb. Da, nu, din fericire nu s-a schimbat. Nu.
S-a mai asfaltat, dar nu. Iar asta cu duminica, sâmbătă ce făceai? Era la antrenament, da, normal. Și duminica aveam antrenament, dar doar dimineața. Poate o duminică să mai avem o duminică pe lună liberă toată. Dar în rest se făcea antrenament. Și de aici pe semne revolta ta, când spuneai că la ora actuală părinții care doresc să își vadă copiii campioni, toți părinții își doresc ca virgulă copiilor să ajungă campioni, trebuie să existe și un preț. Să știe că există un preț. Apropo de timp, apropo de ambiție, ai dat la un moment dat o declarație în care te exprimai, domne, când vrei să fie copilul tău campion național, european, mondial, nu e așa. Că așa... Nu se întâmplă nimic bătând din palme sau de pe o zi pe alta. Chiar mă uitam la un filmuleț cu Michael Phelps azi și scria muncă, muncă, muncă. Nu s-au auzit rezultate azi. Muncă, muncă și iar muncă. Nici azi nu am fost niciun rezultat aparte. Și iar am început să muncesc și muncesc și muncesc și uite cum am ajuns peste noapte să ajung dita mai campion olimpic. Adică, bine râzând, da? Deci nu se întâmplă nimic peste noapte și fără muncă și fără sacrificiu nu se întâmplă. Deci n-ai cum, e imposibil. N-ai, nu merge. Mai vorbeam noi despre talent și muncă la not. Da, nu numai la not. În toate sporturile se... Adică Messi e Messi. Muncește și Messi, dar ar putea să joace la un nivel de performant și fără foarte mult antrenament. Dar în bazinul de... Crezi tu? Sau vezi tu ce face Messi? Sau știi tu ce a făcut Messi până a ajuns acolo? Sau ce face în continuare? Eu cred că ne înșelăm toți. Te spunem că e talentat. Da, într-adevăr, are ce e Messi, da? Dar fără muncă nu ajunge acolo. Cât e de talentat? Nu există. Deci eu nu... Dar tu din muncă ți-ai făcut o religie. Păi da, pentru că fără muncă nu ajunge acolo, da? Și dacă, de exemplu, cauți scurtături și realizezi ceva, parcă nu te bucuri așa mult ca atunci când nu te-ai sacrificat, nu ai plâns, nu ai transpirat, te-a durut ceva și ai depășit momentul ăla critic. E altceva când știi că în spatele tău e ceva durere și când ajungi acolo este zâmbet, fericire. Dar din punct de vedere psihologic, tu ca antrenor, cum administrezi următoarea situație? Messi are meciuri săptămânale. Săptămânal. Câștigă ovaționat de public, dar săptămânal. Sau un sportiv din domeniul fotbalului, sau al basketului, sau al handbalului, la un not, n-ai competiții săptămânale. Nici lunare, nici trimestriale, nici semestriale. Fiecare sport este aparte. Da? Sportul de echipă este sport de echipă, unde te poți baza și pe coechipieri. Sportul individual este doar, te bazezi pe tine și pe echipa din spatele tău care te ține, te antrenează, îți face recuperare și nutriție. Da? Și atunci, în vârf de formă, n-ai cum să fii de... Să zic o lună jumate, n-ai cum să fii, să stai în vârf de formă, pentru că este foarte greu. Efortul într-o cursă, de exemplu, este mult peste ceea ce poți face într-un antrenament sau într-un meci de fotbal sau într-un meci de basket. Pentru că, practic, noi într-o cursă, dau un exemplu de 50 de metri, 100 de metri sau 200 de metri sau 400 de metri, noi putem să spunem că dăm peste 100%. Da, dar se întâmplă anual. Nu se întâmplă anual, sunt competiții și competiții. Sunt competiții de obiectiv, de exemplu, unde, de exemplu, trebuie să-ți faci un barem pentru ceva. Trebuie să bați un record, da? Noi, în momentul ăla, ca antrenor, trebuie să-l ducem pe sportiv să fie în vârf de formă atunci. Pentru că pe noi acolo, atunci ne interesează să facă să fie cel mai bun timp al lui la momentul respectiv. Și atunci nu-l putem ține așa. Maxim 2-3 săptămâni putem să ținem un vârf de formă. Părerea mea. Pentru că și antrenamentele... Și cât durează acest crescendo? Dintr-un an de zile, spui tu, că un sportiv la not poate... Sau de când începe pregătirea, cât timp îți trebuie ca să-l aduci? De exemplu, pentru un an olimpic, pentru a aborda, de exemplu, acum Olimpiada, care da. Va fi la anul, da, la Paris, antrenamentele și pregătirea se va începe cu minim 4 ani înainte. Deci un ciclu olimpic atât durează. Da? Este în Olimpiada, de exemplu, la Paris și ne pregătim pentru Los Angeles, pentru, da? Atunci începem pregătirea. Deci cu 4 ani înainte.
Deci atât durează un... Și crescendo ăsta, îi spui tu, îi spui unui sportiv pentru acel target, pentru acea țintă. Îl duci și în acele peste 4 ani de zile, el trebuie să prindă alea 2-3 săptămâni de formă maximă. Da. E și noroc? Apropo de forma sportivului? Norocul nu cred că are loc în sport. Nu, munca, uitasem, da. Munca, da. Norocul nu există. Trebuie să simți sportivul, să se comunice foarte bine cu el, să fie refacerea foarte bună, pentru că toate astea duc la un moment dat ori la plafonare, se mai întâmplă, la un moment dat poți să faci și un regres, dar totul este cu răbdare, pentru că dacă n-ai răbdare și tu te grăbești, nu se întâmplă, deci peste noapte nu se întâmplă nimic. La not auzi doar fluierul de start, nu există și fluier de final. Ce-a vrut să spună poeta? Tamara Costache. E un dezavantaj, e un avantaj, e o diferență, evident, că la orice alt sport auzi începutul și finalul la fluier. Finalul poți să-l dai tu. Ca și campion, nu? Tu ai atins primul placa, practic tu ai apăsat pe final. Placa, să zice? Placa de sosire, da, care restează timpul. Nu, că bănesc că aveți niște... de-astea mii secrete, cum spuneți, atingi placa, atingi... Nu, asta e placa pe care se registrează timpul pe care scoți în cursa respectivă, da? Care stă pe peretele bazinului și cine atinge primul e campion, da? Și atunci există și posibilitatea să fie doi campioni, să fie același timp, dar unul câștigă, sau doi, depinde, foarte greu lucrul ăsta. Știi, ne-am reîntâlnit urmă cu 12-13 ani de zile și mă tot uit de atunci la tine și văd că ești foarte puternică și vreau de fel. Adică eu cred că e în genă la tine, cred că e undeva în ADN. De unde forța asta? Tu cum ți-o explici? La cei 35 de ani jumătate pe care îi ai? Mulțumesc! Eu am un motto și cred că știi că am avut și eu o boală acum câțiva ani, mă rog. Ceea ce nu mă omoară mă face mai puternică sau ceea ce nu mă doboară mă face mai puternică. E ușor de zis. Eu cred că și sportul a avut un cuvânt foarte important în felul meu de a fi, de a aborda problemele. Și cred că orice problemă ți apare are și o rezolvare. Acum depinde de tine cum o vezi. Asta e mentalitatea ta? Da. Întotdeauna. Nu cred că există ceva pe care să nu poți rezolva ca și om. Adică, bine, hai că, de exemplu, te îmbolnăvești, da? Dar de ce s-a ajuns acolo? Spune-mi, te rog, și dacă o să te rog să ne vorbești doar pentru ceilalți. Fiindcă lumea știe, ploieștenii știu, prahovenii știu că e confruntat cu o problemă medicală extrem de gravă, dar ai avut o tumoare. Și spune-mi, te rog, ce ai simțit, dacă te-ai simțit nedreptățită și cum ai reacționat în fața bolii? Fiindcă de aici, pe semne, e puterea asta pe care o emani. Tu emani puterea, adică la lângă tine se poate sta destul de greu. Te-ai simțit nedreptățită când ai auzit, când ți s-a spus? Nimeni nu-i place să audă că... Dar de ce mie? Bănuiesc că te-ai întrebat. Ăștia sunt pași când afli o anumite boli care... La un moment dat zici că sunt incurabile. De ce mie? De ce ce am greșit? Deci ai trecut prin faza asta. Da, dar mi le-am pus doar mie personal și am spus bine și ce e de făcut în continuare? Că eu n-am de gând să mă dau bătută, trebuie să găsim în așa fel să mă fac bine, să trec peste. Mai am o grămadă de viață înainte. Adică... Gândurile acestea ți-au venit? Bun, pot fi o poezie. Adică, domne, da, dar bănuiesc că fiind un proces medical de durată, ai urci cobori, că sau tot timpul ai fost... Nu, întotdeauna am fost sus. Deci nu am vrut să cad niciun pic. Nu am vrut, nu mi-am dorit asta. Adică, știi, fiind în spital, chiar vorbeam mai devreme că te-am văzut fumând. Fumam pe vremea aceea. Și după operație... Normal, am stat la... Erai foarte tânăr, adică nu... 29 de ani, da. Eram la TI și îmi întrebam pe doctor cât mai stau, hai că mai un pic, mai încă o zi, mă rog. După 3 zile m-a scos la TI și i-a spus, acum stai și tu pe
salon cu mițică și poate dacă merge bine, merge acasă. Eu după o oră eram la fumat. Adică și mi-a spus, nu te cred. Ce oricine te vede pe tine, Tamara, spune că e greșeală, adică nu, că tu nici bolnavă, că mi-aș dori ca toți pacienții mei să fie ca tine, puternici și să treacă peste. Tu ai fost puternică neștiind că o să treci peste. Neavând certitudinea sau aveai... Deci nu am crezut că voi fi doborâtă de așa ceva. Deci nu vreau să cred asta, nu concep. Deci nu. Și cât de important e autosugestia? Cât de important e psihicul? Foarte important. Foarte. Eu cred că 100% aproape. Da. Eu cred că mental noi ne putem salva sau... În cazul de cancer se spune că psihicul contează minim 50%. Da. Cum, de fapt, cum privești boala? Cum o... Da, da. Eu am privit-o ca o boală banală, nu ca pe o boală mortală sau ca o boală care te pune la pat sau... Nu. Este o simplă boală care poate fi doborâtă și așa a fost. Ești la psiholog în perioada aceea? Nu. Mă uitam foarte mult la televizor atunci, dar mă uitam la Animal Planet. Uh-huh. Eu iubesc foarte mult animalele. Și atunci am văzut foarte multe cazuri de căței, pisici, care tot așa erau bolnave. Dar, să spun, parcă m-au inspirat să trec și-o peste. Eu, ele la televizor, eu acasă. Și chiar am fost inspirată de animăluțe. Te-ai izolat? Nu. De fapt, nu sunt atât de sociabil, adică nu stau prea mult... Atunci chiar nu făceam mare lucru, nu mă retrăsesem din lumea asta a sportului. Familia, mai mult. Cât de mult contează familia în fața unei asemenea provocări? Păi familia e altul de tine. În primul rând, pe ei te poți baza în orice ai face. Normal și pe prieteni, dar prietenii de obicei când le au și ei pe ale lor, nu poți să te zici... Deci, da, tot timpul stai cu mine. Da. Dar ai avut chimioterapie, ai făcut multe. Da. Chimioterapie, radioterapie. Dar ducându-mă, de exemplu, la radioterapie, vedeam copii care aveau tumoare pe creier. Și atunci vă dați seama că copilul, vezi că el e zâmbăreț, el e plin de energie. Da, e în universul lui, nu? Da. Și atunci și-l vedeam că erau tunși la chelie, dar ei totuși dansau, cântau, deci... Erau copii și atunci îi spun, trebuie să fiu și eu puternică, n-am cum. Deci tu ai pornit în această luptă știind sau crezând că vei câștiga. Da. Da. Nu mă dau bătută. Niciodată. Deci nu am cum. Și dacă sunt picată, tot trebuie să mă ridic. Orice ar fi. De ce? Sunt mulți care nu se mai ridică. Nu sunt eu. Și dacă am ceva, nimeni nu va ști că am. Adică foarte greu mă las citită de persoane. Așa sunt eu, adică îmi place să fiu eu cu mine și să încerc să depășesc singură, dar sunt momente în care trebuie să ceri ajutorul cuiva, dar poate mai târziu decât... Dar nu spui fiindcă nu vrei să deranjezi sau pur și simplu fiindcă... Cred că e un fel de slăbiciune, adică să sunt, cum și tu mă simți puternică, toți mă simt puternică, da? Și mi se pare că ar fi un moment de slăbiciune în partea mea către ei, spre ei. Și nu e omenesc să ai un moment de slăbiciune? Da, dar dacă i-am învățat să fiu puternică, na, se mai întâmplă. Cu toate că tu în interior suferi. Poți să suferi ca un câine, cum se spune, numai, dar... Da, dar pe afară ești ca o floare. Și chiese, când mă căpănuiesc că mai e și zile bune și zile rele, vorba cântecului, adică da, nu sunt toate... Da, normal că, dar la un moment dat, ori asculti o muzică sau ai și un confident mai aparte, o soră, o nepoată, ceva, o persoană pe lângă tine. Dar, de obicei, îmi place să cam trec singură peste probleme. Iar, știi, citind astăzi, documentându-l pentru emisiune, și după care vom reveni în copilărie la poreclele tale. Le-ai avut? Nu prea. Prea că deci, atunci... serioasă și nu spune lumea nimic de mine. Atunci nu revenim la copilărie, la porecle. Știi, citind astăzi, mă uitam și la date și am văzut că au fost în viața ta 6 ani cumpliți.
6 ani în care oricine sau cei mai mulți ar fi picat psihic. De la 29 până la 35 de ani, parcă soarta a vrut să-ți arate: Tamara, luptă-te cu mine. Hai să vedem cât poți să duci. Da. Da. Așa ai perceput-o și tu? Viața trebuie trăită așa cum e. Dumnezeu îți dă exact cât poți să duci. Adică chiar, știi cum spui de la un moment dat, băi, dar câte mi se poate, mai poate, nu mi se mai pot întâmpla. Și îți mai dă una. Da, deci... Și după ce ai învins cancerul, a murit fostul soț, da. Ca să înțeleagă, mulți știu. Sunt două lovituri complete, de-abia început câștigase o luptă. Nu, a fost, de exemplu, a mai fost între mine, între cancerul meu, mai fost și cancerul mamei. Deci în acești 6 ani de zile? Da. Nu a murit mama, a trăit. O învingătoare, de altfel. Da, da. Și după a murit și soțul. Deci în 6 ani de zile. Dar de asta spun, ce nu te dobori, te faci mai puternic, nu? Eu tot l-am înțeles de unde vine forța ta. Vă spun sincer, fiindcă sunt, iată, nu sunt două, sunt trei evenimente majore și negative, din păcate, care presupune că ne-ar fi dobărât pe foarte mulți. Adică, bă, nu se poate. Că poate știi... că am înțeles că viața nu e doar roză. Dar cum e viața? E și gri, e și neagră, e și roșie. Eu zic că e un fel de curcubeu. Tu ești împăcată cu tine când... Da, nu. Da. Per total, evident. Da, da. Normal, ca fiecare om avem și momente mai rele, momente mai bune. Te strecem peste. Cu regretul că n-ai avut copii, acum le spun pe toate ce am citit. Da, mă rog. Dar care e problema medicală? Păi evident că problema de la prima problemă. Da. Da, nu, e problema că tot am parte de copii. Am văzut declarațiile tale, de asta să știi, că altfel sunt subiecte delicate și mă bucură că vorbești despre ele pentru acei oameni care se confruntă cu probleme medicale sau de altă natură și se întreabă: Doamne, încotro, Doamne, de ce mie, Doamne, de ce și... Și atunci, în fața unor provocări majore ale vieții, iată, au aici o campioană și în bazin, dar și în viață, care spune: viața merită trăită. Da, pentru că alta nu mai avem. Nu se știe ce va mai fi, nu? Și asta e bună, da. Dar mă miră că ți ies toate lucrurile acestea, știi că așa... Trebuie să lucrezi pentru ele. Nu ți ies așa pur și simplu. Adică nu ți le pune nimeni pe tavă, da? Deci trebuie să mai și muncești pentru ele. Așa, genie, la muncă. A fost... Cât e noroc în viață? Noroc? Da. Iar noroc? Nu, că în viață de sportiv. La tine, la 29 de ani, a fost noroc? Sau a fost psihicul tău, evident, cu Doamne, Doamne? Eu zic că psihicul face. Nu-i noroc. N-ai cum să spui că ai noroc, că te faci bine din noroc. Ce înseamnă asta? A venit norocul peste mine și... Nu, n-ai cum. Bun, a fost un ghinion și da. Nu, s-a întâmplat. Asta a fost cumpăna mea de la 29 de ani. Să vedem... Cum o privești acum? Ai și uitat de ea după cum vorbești. Da, deci nu... A fost. A fost, am trecut peste, mai mi-aduc aminte, dar nu stau cu gândul asupra evenimentului. Asta a fost să fie. Ce cu pescuitul în viața ta? Că ai niște capturi? Păi, suntem în aceea zonă, mă rog. Pescuitul... Când l-ai descoperit? Că te ceai, că bănesc că nu te ceai pe dâmbă. Cu actualul soț, da. Da. El era mare pescar. Pasionat da. De pescuit și hai să mergem. Păi și eu sunt. Și unde vă duceți? Unde, acum, de fapt... Anul ăsta nu am fost. Deci sunt foarte tristă pe chestia asta. Am avut antrenamente și competiții mai așa, mai, am să zic, mai pe termen lung. Și nu prea am ajuns la pescuit și sunt supărată pe chestia asta, dar... Care e locul tău preferat de pescuit? Sincer? Mie îmi place Dunărea, spre exemplu, la Dunăre. Nu. Eu pescuiesc la băț, nu pescuiesc la lansetă. Și îmi place să stau staționar undeva unde să se și prindă pește. Că deci la o baltă unde peștele e captiv și dacă ai noroc îl prinzi, adică nu e lupta corectă. Nu-ți place să muncești pentru pește, ca să citești din... Păi da, de la un moment dat nici ăla nu vine. Și asta e adevărat. Păi, nici ăla nu vine, chiar dacă e captiv undeva. Poate e sătul, nu? Deci nu anul acesta n-ai fost, dar ești pasionată. Poate, da. Și mie îmi place liniștea aia. Putem și te atrage la pescuit. Exact. Liniștea.
Liniște, apa, în primul rând, că stai și privești apa, soarele. Da. Și surpriza, care iese din apă. Sau nu? Ultima întrebare a rămas și am amintat-o aici. Spune-mi, te rog, ție ți se pare că din punct de vedere al copilăriei, ceea ce se întâmplă copiii din ziua de astăzi, raportă la copilăria noastră, dacă dorești, sunt dezavantajați, dezavantajați. E o altfel de copilărie. Altfel. La ora actuală, de la 5 ani, ca să nu zic mai devreme, au PS-uri, au altă copilărie. Tu cum vezi? Copilăria, știi, rămâne acea perioadă, da, cea mai frumoasă. Descoperi lucrurile și eu cred că mult mai bine le-ai descoperi în natură decât într-un laptop sau într-o tabletă sau un telefon. Asta e părerea mea. Adică nu o să găsești niciodată emoția pe care o găsești, de exemplu, pescuind, când un copil mic la baltă, prinzând un pește, ca pe un telefon. N-ai cum să trăiești momentele alea decât trăindu-le efectiv, da? Să simți... Tu ai jucat când erai mic, aveai timp în totalea, șotronul, țară, vreme, mostaș și toate, da, pititea, lapte gros și monopol, ruble. Adică, ai jucat și ruble? Normal, am jucat ruble. Da, deci toate jocurile astea de copilărie chiar le-am trăit. Urcat în pom, picat din pom, rupt mâna, adică nu... Trebuie să treci și prin astea. Acum nu, frate, totul... Digitalizat, da. Da, șervețele umede, nu poți să pui mâna pe nimica, nu pune mâna pe cățel că te mușcă și dă furici. Nu, deci, sincer, aveam o prietenă la bloc și ce ne-am gândit noi într-o duminică? Hai să prindem pisici. Deci, nu poți să uiți chestia asta. Asta n-am făcut-o. Da. Am prins 6 pisici. Cum? Păi cele mai simpatice, da, le regam, le vânam, da, erau una. Deci nu cu capcane. Nu, pur și simplu, una într-o parte, una într-o parte, o puneam și o le prindeam. Da? Și asta a făcut într-o duminică, copiii fiind. Păi câți copii mai fac asta acum? Hai să prindem pisici. Mi-a mai ducat aminte, apropo de copilărie, mi-a mai de zăpezile alea. Când și pe Camelie, și în zona de nord, și la școala 25, și la școala 8. Da, mi-aduc aminte că acolo unde am copilărit era o chestie, era un deluleț, să zic așa, nu pot să spun că era deal. Și tata, normal, că ne cumpăra încățării de-astea care nu alunecau și eram așa de supărată că nu puteam să mă dau și eu de deluș, că nu mă alunecau, na. Deci la un moment dat am făcut ce am făcut și mi-am făcut o veche de Adidas. De ăștia care erau cu talpă de-aia foarte tare, dar alunecau de nu te stai în picioare. Ca să-mi pot da și eu pe gheață. Tata tot timpul, măi Tamara, îți îngheață picioarele. Nu? Bine. Până am văzut că de fapt erau atât de tari tălpile încât s-au spart. De la gheață și la frig și la... Da, mă rog. Dar știi, parcă timpul n-avea, timpul nu exista, adică să eram supărați când ne băgam în casă. E vrea că nici nu erau oportunitățile de acum. Păi știi că mă piteam, deja știam că strică, eu strigam pe soara mea, Cristina, du-te și caută-o pe Tamara și hai-ți în casă. Niciodată nu voiam să mă duc în casă, mă piteam, soara mea mă căuta normal, hai să mergem în casă și ne furam bătaia amândouă. Dar n-ai impresia că a fost o altă lume, că parcă a fost acum... Da, 200 mult. De ani? Da. Da, dar parcă mi-aș mai doi să trăiesc copilăria asta odată. Pentru că așa cum a fost ea grea și privată, am fost privați de toate cele, ne puteam bucura de o bucățică de ciocolată, de o bomboană, de orice nimic. Da, de o banană lăsată pe dulap sus. Sincer că luau și ai mei banane și le puneau la copt. Păi până asta la cozi? Te trimiteau la cozi ai tăi? Ai stat la cozi vreodată? Da, bineînțeles, cum să nu? Păi dacă am fost 4 copii, normal că trebuia să mâncăm și noi și trebuia să fim sportivă, să mâncăm bine, nu? Și ne duceam de la 1-2 noaptea. La complexul mare, acolo la unde? La complexul mare, da, la lactate. Să luăm și noi un iaurțel, un lapte, ceva, da? Și stăteai de la 1-2 noaptea? Da. Făceați bănuiesc cu schimbul, planton, da. Așa? Da. Hai, stai tu 2 ore, mai vine cineva să zice acasă doarme și tot așa. Ai fost deschisă astăzi. Păi așa sunt de fel, dar... Frate, că au fost niște subiecte, unele dintre ele sensibile, unele nu. Dragi prieteni, ne vom reîntâlni cu Tamara Costache de multe ori de acum înainte. Din fericire, după cum spuneam și într-o emisiune precedentă, campioana Tamara Costache începe să producă campioni aici la Ploiești,
cu sediu la Ploiești, că din păcate bazinul e o altă poveste și nu are sens să o abordăm. Dar esențial este că Tamara începe să producă campioni. Luați de la zero, cum se spune, unul dintre acești campioni cu siguranță este Briana, o tânără fenomenală. Vă invit să urmăriți emisiunea pe YouTube în moment, în măsura în care n-ați văzut-o. Și Ploieștiul are șansa din nou să aibă poate campioni europeni, slavă Domnului, și mondial. Adică, bun, pare imposibil. Nu e imposibil. Decât sport. Prin, da, cu muncă, muncă și iar muncă, știm, moto. Și încă muncă. Pe de altă parte, evident că ne-ar trebui condiții bune, nu asemănătoare sportivilor din America, Germania, Franța, dar măcar asemănătoare sportivilor din Ungaria, Bulgaria, București. De ce nu și nouă aici, la Ploiești. Am vrut să fac și o rimă. Îți mulțumesc mult, Tamara, o plăcere ca de obicei. Cu mult drag. Ne vom reîntâlni cu siguranță. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!